Bună seara și Hristos a înviat! În emisiunea de astăzi o cunoaștem mai bine pe Mia Rusu, fetița care a emoționat-o până la lacrimi pe Andra la România au talent și a reușit să obțină 4 de da cu o piesă în limba franceză. Emoțiile au fost mari și fericirea fără margini atunci când a auzit că merge în etapa următoare. A început să cânte la 5 ani, alături de personajele din desene animate pe care le urmărea, iar de atunci nu a existat nicio zi în care să nu cânte. Cum se pregătește Mia de următoarea etapă a concursului, dar și întreaga ei poveste, o aflăm din reportajul ce urmează. Cei 11 ani, Mia Rusu a uimit juriul de la România au talent cu vocea sa, iar talentul ei i-a adus 4 de da. Da! Mulțumesc! Dragoș! Da! Andra! Răspunsul meu e da. Mulțumesc! Mia! Da! Mergi în etapa următoare cu 4 de da. Emoțiile mele erau extraordinare. Mă simțeam extraordinar pentru că înțelegeam că aceasta este o șansă să manifest talentul și să văd și persoane talentate care participau. Visul meu este să ajung în finala acestui concurs. Știam că am multe șanse, dar totuși aveam ceva frică în mine. Visează să ajungă în finala concursului, iar până atunci se concentrează pe repetiții și ore de canto. Mă pregătesc de următoarea etapă și cântecul pe care l-a ales vreau până când să rămână în surpriză. Și da, sunt gata și moral și vocea mea este pregătită și sper că totul o să fie bine. Cântă de la 5 ani, iar cea care a descoperit talentul fetei a fost mama sa. Încă din copilărie foarte tare îmi plăcea să cânt. Cântam diferite cântece din desene animate sau filme pe care le vedeam pe televizor. Mai apoi, mama, observând că eu am gustul acesta și foarte tare îmi place, m-a trimis la prima mea școală de canto. Mai apoi, după câțiva ani, după vreo 3 sau 4 anișori, am venit aici, în studioul acesta, și aici deja am început să cânt cântece mai serioase. Am început și în această vârstă, în vârsta de 8-7 ani, am început să particip la primele mele concursuri, festivaluri și concerte. Se visează pe scenă și toată viața i-ar plăcea să facă muzică. Mi-aș dori să devin cântăreață foarte mult. Cântăreață de operă, de arie sau de stradă. Dacă aș avea încă o viață, aș vrea să devin actriță sau ceva legat de teatru sau de televiziune, pentru că aceasta este ceea cu ce eu trăiesc, canto și teatru. Are și o artistă care o inspiră. Cântăreața mea preferată este Adele. De la ea eu am învățat cântece Skyfall, Rolling in the Deep și Set Fire to the Rain. Sunt cântecele mele preferate de la ea. Pe lângă școală și orele de canto, Mia mai are câteva pasiuni. Fac și dansuri și fac și artă de teatru. La dansuri tot particip la numeroase concerte, concursuri cu ansamblul de dansuri, iar artă de teatru sunt un fel de cursuri unde ne antrenăm zâmbetul și tot ce este legat de teatru. Am participat și la festivale de limbă franceză. Ador limba franceză ca și limba engleză. În viitor mi-aș dori singură să compun cântece și să cânt în teatre de operă în Franța. Pentru mine muzica este viață, adică este ca a doua mea viață sau este parte din viața mea. Fără muzică nu pot. Este pasiunea mea cea mai mare. Este un copil talentat și depune suflet în ceea ce face. Tocmai de asta, profesorii de canto sunt siguri că Mia va ajunge departe. Fetița asta are un dar. Când a venit la noi de la 8 ani, a cântat o frază, două, pentru că nu știa multe.
Și îndată domnul Ilie a spus că ea are dar. Și mămică îndată a început să plângă, s-a așezat și n-avea niciun cuvinte să spui nimic. Și de atunci, da, noi avem puțin cu dânsă de lucrat, adică îi spunem câte un cuvânt și îndată înțelege, nu avem cu dânsă probleme. V-ați așteptat că o să aibă așa succes la concurs? Da, am așteptat, noi am știut că să fie așa, că este dar, nu-i talent, dar dar. Talentul ăsta cum e? Trebuie de lucrat mult, ei nu lucrează mult. Atât se primește, iar că au spus doamna Slană, odată îi arăți, gata, îi prinde, parcă parcă amintește, să merge, parcă i-am știut despre asta. Când explic ceva, i-am dat, spune, a, asta așa, parcă se aduce aminte că asta așa trebuie să fie, știți? Foarte interesant copil. Fetiță zglobie și veselă, iar el plin de energie și inspirație. Valentin Nică și Camelia Melnic pregătesc un videoclip la piesa 7 zile. Cum a început colaborarea lor, dar și care este mesajul videoclipului, vedem în continuare. Cu piscină și o atmosferă relaxantă, i-am găsit pe Camelia Melnic și Valentin Nica la filmările videoclipului la piesa 7 zile. Astăzi este despre o nouă colaborare. Filmăm un videoclip la o piesă care va fi în colaborare cu Camelia Melnic. Este o premieră pentru mine, deoarece nu neapărat ca colaborare, că am mai colaborat și cu alții, dar premieră din punct de vedere că Camelia are doar 12 ani și cumva noi ne stăruim ceea ce facem, să facem atât pentru maturi cât și pentru cei mici. Distrează-te și trăiește viața, acesta este mesajul videoclipului. Măi, problema noastră cei mari, că muncim de luni până vineri, dacă câteodată și până duminică. Și tot săptămâna gândul este la ziua aceea liberă care o așteptăm, da? 7 zile în săptămână muncim, 6, ca 7 să ne odihnim. În cazul meu, eu nu vreau să merg la muncă, în cazul Cameliei, Camelia nu vrea să meargă la școală. Și când vine cea de-a 7-a zi, ce facem? În ziua aceea ne distrăm, dăm tot ce am acumulat pe parcursul săptămânii, știi? Dăm așa, să iasă afară. Eu avem un refren foarte bun undeva acolo pe raft, să o reprezinte sau să-l reprezinte. Și fiind la un concert cu Anatol și cu Camelia în diaspora, ne-am apropiat noi așa, mai aproape, da, cu gândurile, cu tot ce fac ei, cu ce fac eu și așa în cap, deodată. De ce nu? Și am vorbit cu Anatol, le-am propus, le-am arătat ideea, le-a plăcut și cumva am zis, hai să încercăm, hai să înregistrăm, să vedem cum sună, să vedem dacă mergem, nu că doar am vorbit și hai că facem. Și ca voce, ca timbru, suntem foarte diferiți, ea e așa încă mai sonoră, eu așa mai matur și tot trebuie să așez, să îmbraci una pe alta. Chiar dacă este la prima experiență cu așa gen de muzică, Camelia și-a făcut treaba foarte bine. Când am auzit că Valentin Nica vrea să facă cu mine o piesă și un videoclip, am fost entuziasmată. Pentru mine este ceva nou, pentru că nu am mai avut așa experiență. Este și de muncă, pentru că e în echipă munca și trebuie să dăm energie și multă speranță. Ca de fiecare dată, Camelia s-a pregătit până în cele mai mici detalii. Eu astăzi voi avea 3 ținute. Eu le-am ales cu mama. Am comunicat ce culoare, unde să folosim, de exemplu, afară sau în casă. La filmările videoclipului s-au optat pentru o atmosferă de vacanță. Ideea videoclipului este general despre, organizăm un party, o distracție, da? Care cumva e mult așteptată de toată săptămâna ca să fie cumva organizată duminica sau nu știu. Eu zic când se organizează un party așteptat, o să fie multă lume mai târziu, o să vină oaspeți, o să fie distracție, muzică, DJ, veselie, cam asta e ideea. Și avem și un mic scenariu care e pregătirile până la acel moment când începe să vină lumea. Acum suntem încă în pregătire, mai târziu vine și toată lumea. Emoționați și cu ochii în patru pe platoul de filmare, i-am surprins și pe Anatolie Melnic împreună cu soția lui. Noi doar am primit propunerea de la Vale,
Eu eram sceptic înainte de a asculta muzica, pentru că cumva stilul ăsta deloc nu era așa aproape de noi. Dar na, după ce ne-a dat un demo, am zis ok, hai că merge. Ceea ce ține de prelungirea proiectului ca videoclip, inițial eram noi trei ca să facem videoclipul, eu, Tatiana și Valentin. Dar după ce le-am expus părerea mea, că eu aveam o altă idee de clip, eu am venit cu propunerea Camelia să o îmbrăcăm în Eroina din Mașa Imediat, știi? Și ăștia doi, când au auzit așa idee, m-au dat într-o parte și au hotărât ei să fac scenariu, eu am idei bătrânești. Așa că eu m-am dat de la o parte din scenariu, asta tot soția și Valentin. Eu sunt bătrân, așa că... El a dus în eroare muzica și genul de muzică pe care îl abordează de obicei piesa aceasta și, cum a spus Anatol, este în premieră când încercăm acest gen de muzică. Eu, în primul rând, am emoții pentru ea întotdeauna. Asta cum ar fi eu să filmez, eu să cânt, eu să mă concentrez, îți dai seama că părinte urmărește sau urmărim toate detaliile să primească un produs bun și cu siguranță va ieși un produs bun, pentru că trebuie monitorizare în tot ceea ce facem. Emisiunea noastră continuă alături de ansamblul Țărâncuța. Bună seara, bine v-am găsit, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Mă bucur să vă văd, sunteți foarte frumoase, toate una ca una, și o să vă rog să vă prezentați fiecare repejor ca să vă aflăm numele. Hristos a înviat, eu sunt Romina, am 16 ani și sunt elevă. Așa. Hristos a înviat, sunt Mihaela. Microfonul, să vă rog. Da. Hristos a înviat, mă numesc Lilia, sunt învățătoare și iubim cântecul. Hristos a înviat, sunt Livia și sunt studentă la drept. Hristos a înviat, sunt Ala și sunt lucrător medical. Hristos a înviat, mă numesc Inga. Hristos a înviat, Rodica sunt, sunt învățător. Și eu sunt Elena și fac parte din ansamblu și sunt stilistă. Wow! Să știți că e foarte interesantă împletitura asta pe care o aveți, diferite meserii, diferite vârste, dar toate aveți același port, toate aveți aceeași coafiură, din cât vă ia să vă pregătiți pentru un moment al ansamblului? Cred că cu timpul începem să facem totul mai repede. Așa? Inițial, tot ce avem în cap a fost ideea Mihaelei. Da, așa. De fapt, eu mă ocup cu ceea ce ține de broboade și de aspectul care îl avem pe cap. Eu răspund ceea ce ține de machiaj și se ocupă doamna Elena. Stilistul, așa, da, înțeles, da. Dar costumul și portul îl... conduce doamna, da, Mihaela. Am înțeles. Fiecare are responsabilități aparte. Sigur. Înțeleg că tu ești cea mai tânără din ansamblu. Da, așa e. Ce te-a făcut să te alături? Păi, conducătorul nostru artistic este tatăl meu și la început m-a rugat să fiu alături pentru că avea nevoie de voci frumoase și puternice. Eu inițial nu eram iubitoare de folclor, dar cu timpul am îndrăgit și eu tot ce înseamnă rădăcinile noastre. Foarte frumos. La 16 ani e chiar de admirat atunci când vedem că tinerii noștri au o pasiune asta pentru folclor. Asta înseamnă că tradițiile neamului nostru vor fi duse mai departe și ne face să zâmbim. Bun, astăzi ați venit la noi cu un cântec pascal, pentru că suntem în această perioadă minunată. E săptămâna luminată, așa se zice, săptămâna asta dintre Paști și Paștele Blajinilor. Vreau să-mi spuneți fiecare cum ați sărbătorit de Paști, cum ați petrecut ziua, ce ați mâncat cel mai gustos. De fapt, de Paște, cred eu că tatăl meu la țară, în familie, alături de părinți, de bunei care iau și ca toată lumea. Ca toată lumea, în familie. Cine gătește cel mai bine din toate dumneavoastră? Noi toate. Sigur. Gospodine, sigur. Gospodine. Că da. Avem copii care vor să ne gusti bucatele, așa că trebuie să facem față. Din câte ziceam și adineauri, aveți toate meserii diferite, studenți la drept, de exemplu, până la urmă sunt pasiuni diferite. Cum v-a unit dragostea asta pentru cântec și cum a venit ea, moștenită sau ce v-a adunat pe toate împreună? Cine vrea să ne răspundă?
Păi, știți, după câte știu eu, toți cântăm de mici copii. Așa. Și încet, încet, cântând, cred că cântecul și ne-a unit pe toți. Pentru că atunci când avem o zi de naștere sau avem o petrecere oarecare, fiecare dintre familiile noastre are numai decât acasă un microfon sau două și avem numai decât câte o boxă unde putem să cântăm, să ne admire mai multă lume. Cât de des mergeți împreună acolo unde sunteți solicitate sau unde aveți de cântat? Pentru că atunci când sunteți 8 într-un ansamblu, e destul de dificil totuși 8 programe diferite să le coordonezi. Îmi imaginez că nu e atât de simplu. Dacă ne invită, ne ducem cu mare drag. Da, și cred că totuși dragostea de cântec și de folclor ne unește cel mai mult. Asta cred că e cel mai important. Dar avem și un program bine stabilit, adică în fiecare săptămână, marți și joi, avem repetiții și venim cu dispoziție bună, repetăm. Totul e bătut în cui. Da. Exact. Eu mă bucur tare mult că sunteți alături de noi în această zi frumoasă și vă invit să ne cântați. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați reușit să veniți, că am înțeles că afară deja e furtună, să vă duceți acasă pe vreme bună, asta sperăm. Noi ascultăm ansamblul Țărăcuța în continuare, iar după pauză vom discuta cu conducătorul artistic al ansamblului, Leonid Țăranu. Vă ascultăm! La-i-l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 a-
cea cu flori mai. Să ne iubim până-n sol, în grădina cea cu flori mai. În grădina cea cu flori, tot cu dragoste și dor. Șa-la-i-la-la-i-la-i-la-la. Cum ne iubeam altădată, eu plecău, ea mândră fată. Șa-la-i-la-la-i-la-i-la-i-la. Acum la o seară perfectă. Bună seara, bine ați venit, Hristos a înviat! Bună seara și Hristos a înviat tuturor celor adevărat care le privesc la această oră și ne bucurăm foarte mult pentru această invitație. Foarte mult am așteptat să fim invitați anume la ProTV, deoarece suntem iubitorii ProTV-ului și de fiecare dată când privim, chiar sunt cu ochii pe dumneavoastră, pe postul dumneavoastră, fiindcă cred eu că este cel mai privit post. Mulțumim din suflet, mulțumim și noi că sunteți alături de noi în această seară. Ziceam înainte de pauză că fetele care tocmai au părăsit studioul sunt cumva sub bagheta dumneavoastră, sunteți conducător artistic al ansamblului Țărâncuța și vreau să vă întreb așa cu mâna pe inimă, cum e să lucrezi cu 8 femei? Ne-am mai dat întrebări de genul ăsta, dar deoarece sunt niște persoane inteligente, muzicale, în primul rând, fiindcă până a forma Țărâncuța nou format, așa îi spun eu, a fost condus de către regretata Tatiana Sofronovici, cred eu că vă 15-20 de ani. Așa. Acum, vă 6-7 ani în urmă, nu activa ansamblu. Și eu, fiind invitat la Casa de Cultură din Durlești, mi s-a propus să reiau ansamblul folcloric Țărâncuța din Durești și cred că mi s-a reușit, fiindcă sunt fost membru al ansamblului Țărâncuța de 30 de ani. Am activat cu surorile Osoianu, Nicolae Grebincea, toți cei de la Țărâncuța. Și au mai rămas cântice, cred eu, care nu sunt cântate, nu sunt puse în colectivi. Acum, chiar 2 ani în urmă, am mers în Cimișlia și am cules 2 cântice, fiindcă ca să aducem în fața lumii ceva, trebuie să fie folcloric. Ce înseamnă am cules 2 cântice? Așa se spunea pe timpuri că culegi cântice folclorice din... Din popor. Din popor, să vezi de acolo, să auzi cum le știu oamenii sau cum se culeg ele. Vă să zic că când eram student la Institutul de Arte, mergeam în expediții folclorice cu Andrei Tămăzlăcaru, să dea Dumnezeu sănătate, cu mulți. E clar că cel mai mult mergea Nicolae Grebincea, dar am mers și noi, restul care eram în colectiv, eu, Nicolae, Viorel Teișanu, Iure Secu, mai mulți băieți. Mergeam, am fost ținute pe la Cahul, pe la Cantemir, Liova. Ne duceam câteva zile în expediții folclorice. Interesant. Și de o plăcere. Și toată ziua mergeam la poartă și dacă vedem pe cineva, dar în orele de seară, începând cu orele 16, 17, când se adună lumea. Da. Lumea era plecat la pe câmp, deal, la pe câmp, da, la muncă. Și reușeam chiar foarte multe casete să aducem de pe timpuri. Ah, casete. Deci ce au ei prin casă, ce ascultau nu. Ei? Nu. Domnul Tămăzlăcaru avea un casetofon da. Care îi imprima.
și tot ce imprima pe casete, aduceam la Tălâncuța și pe urmă deja erau descifrate și puse, fiindcă se întâmpla că mai nu se înțelegea melodia. Dar Andreita Măzlăcaru are foarte multe cărți care au scris cânte folclorice, adică și cuvintele și melodia. Se mai fac astfel de expediții folclorice și cât de tare s-au schimbat ele în decursul a 2-3 decenii? Cred că tare mult. Poate să spună numai cei care sunt conducători a ansamblului folclorice, dacă mai merg în expediții. Eu acum, cred că de curând vreau să merg într-un sat din Raionul Ungheni, n-am să dau nume ca să nu mi-e cineva pe înainte, fiindcă am vorbit cu un prieten care a zis, uite că am o doamnă în sat care cred că are, știu, 80 de ani și are câteva cânte care ar putea să ți le... Vă spun că am fost 2 ani în urmă și am cules 2 cântice de la o doamnă și un cântec de la un domn și la soția lui. El deja nu mai este în viață, deci e dat că am telefonat doamna să-i spun, am dat o haină nouă cânticelor, adică l-a pus pe aranjament muzical, aveam angajați care au case de cultură și chiar și imprimat. Și am vrut să anunț doamna să asculte piesa care am cules la părinții ei. Ce interesant, nu m-aș fi gândit niciodată câtă muncă stă în spatele unor piese care sunt, așa cum ziceți dumneavoastră, culese de acolo, de prin satele noastre, aduse și prelucrate, cumva îmbrăcate într-o haină nouă și dată unor ansambluri să le ducă mai departe. Foarte interesant, să știți, e enciclopedia asta. Corect, fiindcă dacă aduci piesa, nu chiar corespunde linia melodică toată. Da, normal. Fiindcă ei nu mai sunt toți cântăreți, exact, și știu a cânta, exact, perfect. Dar ne interesează oricum pentru linia melodică. Pentru asta există muzicieni. Poftim? Pentru asta există muzicieni, ca după aia să-i corect, facă și linie melodică sunt, și da, fiecare se ocupă cu ce, da, știe mai bine. Și deja sunt amândouă imprimate, trebuie numai să le filmăm. Anul acesta am zis că ne axăm pe filmatul cânticilor, fiindcă, păcat, noi avem în repertoriu peste 15 cântice și dacă nu faci filmări, nu ești, da, nu ai vizualizări. Trebuie să-i dai o haină. Da. Corect. Și așa se face. Am început de la faptul să vă întreb cum vă împăcați sau cum e atmosfera într-un ansamblu de femei cu un conducător artistic bărbat. Ne-a spus și fica dumneavoastră că este și ea printre... V-am zis și în pauză că mi se pare o fată tare dezghețată. Apar provocări în munca asta de conducător artistic și de ce sunt legate ele? De colectiv, financiare sau mai știu eu de ce? Vreau să încep de la începuturi, când am adunat colectivul. Aici sunt niște doamne care, eu le spuneam, zic, fetelor, uitați-vă, eu ce n-am reușit la Tălâncuța, vreau prin voi cumva să împac sufletul. Vreau să ajungem în posturi de televiziune, pe scene mari, pe... Să le vadă lumea, da. Da, și o doamnă acum recent, de vreo ani de zile, spune și, domnule Unid, când ascultam că spuneți că să ajungem pe scene mari, ziceam că, păi, ce mai vorbești și domnul ăsta? Zic, acum cum vă simțiți? Fiindcă avem un proiect cu interprete de muzică ușoară din România, Eugenia Nicolae, care am imprimat 7 piese cu fetele din ansamblu. Noi avem studio, avem posibilități mari, la care le mulțumim și apeleului orașul Dorlești, doamnei primar, domnul viceprimar, pentru susținere, fiindcă dacă nu ai susținere în ziua de astăzi, da, nu poți realiza nimic. Așa e. Important e să vrei și să ai perseverență, că dumneavoastră văd că dacă v-ați propus, vreți să vedeți. Între timp, în paralel, aveți și cariera dumneavoastră muzicală, carieră de interpret de muzică populară. Cum merge ea și cât de, nu știu, împliniți sufletește sunteți pe acest segment? Dacă să fiu sincer, acum de câțiva ani deja, mai puțin, când nu eram angajat, mai mult lucram asupra repertoriului meu și... Dar acum puțin... Vă dedicați am mai încetat, mult pentru... Da, pentru colectiv, deci aici nici tare nu iubesc ca să fiu ieșit în față. Vreau să promovez aceste fete, fiindcă într-adevăr merită, sunt și cu școli muzicale, și cu Ștefan Neaga, și cu... Și îmi place însă și cum sună, fiindcă dacă le ascultați pe viu cum cânt, e o plăcere. Evident, tot timpul. Este o muncă enormă, mi-ați pus întrebarea, da. Până a pune o piesă
pe note și au lucrez individual cu fiecare. Fiecare, una vine la 4, alta la 4:20 și tot așa, 20 minute, jumătate de oră cu una și tot așa până când ajungem la 7-8 seara. Și pe urmă închegăm împreună, ia uitați, aici trebuie să cântăm așa, aici așa. Și se muncește până apune o piesă în fața televizorului, se muncește mult. Când e un interpret, într-adevăr, e unul singur, cumva își asumă toată responsabilitatea și acest proiect are o singură față, când sunt 8, efortul e de 8 ori mai mare sau? Cam așa, fiindcă ați mai dat o întrebare cum reacționez și cum mă descurc cu ele. În afară că sunt inteligente și muzicale, aș spune eu, mai au și bunul simț, fiindcă vă dați seama de una întrebare și alta, uneori nu mai suntem în cea mai bună dispoziție. Absolut, ca tot. Și când mai des fata mea, tati, uite așa, de ce îmi dai tu întrebare? De ce nu îmi dai altcineva întrebare? Și o leacă se calmează situația. Ori fetele între ele, amuși, se sună și mai este doamna Mihaela, domnule Nida, iată, fetele întreabă, zic, scris pe grup și o să vă răspund. Totul e adică, în ordine. Nu că trebuie. Adică eu găsesc limbă comună cu toate. Suntem prieteni de familie cu mulți din, din ele. Ne întâlnim chiar și la sărbători, la... Da, că până la urmă oamenii trebuie să se placă unul pe celălalt ca să poată face ceva împreună și să aducă ceva în fața publicului. Ce vă doriți pentru acest ansamblu? Câte mai multe realizări. În acest an ne axăm pe cât mai multe videoclipuri. Avem acum trei piese. Abia una, Ziua Învierii, mixată și filmată. Mai avem două piese filmate care încă nu le-am montat. Urmează și cred eu că până în toamnă încă 3-4 piese măcar să... Aveți filmăm. De lucru. Da. Multă baftă vă doresc. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Aveți și un mic cadou de la partenerii noștri și succes! Vă mulțumim foarte mult. Seara frumoasă și așteptăm noi invitații la dumneavoastră. Mulțumim frumos! Iar noi continuăm. Vii cu ambalajul de acasă și cumperi produs cât ai nevoie. Conceptul inovator detergenți la robinet devine tot mai solicitat pe piața noastră. Ce gamă largă de produse pentru casă poți găsi, dar și unde se află magazinele? Află din reportajul ce urmează. Noi suntem o fabrică din județul Iași care producem produse de igienă personală și detergenți de curățenie, atât cât și detergenți pentru îngrijirea rufelor. Inițial, noi produceam doar produse ambalate, ca săpunuri lichide și multe alte produse deja ambalate. La un moment dat am văzut conceptul în una din țările UE și ne-a plăcut foarte mult acest concept. Am decis să încercăm și noi această nișă nouă, întrucât am văzut un potențial mare. E un proiect destul de unic prin care încurajăm clienții noștri să își achiziționeze cantitatea dorită de detergenți sau produse de igienă personală și un aspect foarte important pentru noi, care îl promovăm la nivel internațional, putem spune deja, este că cu ajutorul conceptului nostru putem reutiliza plasticul. Practic, suntem de 2 ani de zile în Republica Moldova și cred că am acoperit deja toate centrele raionale. În fiecare 2-3 săptămâni lansăm un produs nou. E o gamă foarte largă. Toate produsele sunt fabricate la Iași. Fabrica noastră se află la Iași, iar materia primă cu care lucrăm este de origine germană. Lucrăm cu cel mai mare producător din UE, care distribuie materie primă pentru fabrici. Deci totul este made in România cu materie primă din Germania. Nu cumpărăm și revindem sub brandul nostru. Aici avem un aspect foarte important. Noi producem, suntem producători și cred că suntem unicii producători din această nișă. Unul dintre cele mai importante aspecte este reciclarea ambalajelor. Astfel, achiziți doar pentru produs, nu pentru ambalaj sau brand. Clienții sunt încântați când văd că noi le vindem cantitatea necesară și, de fapt, nu îi obligăm
obligăm să cumpere minim 3 litri, 4 litri de detergent sau de oricare alte produse. Deci, practic, îți poți achiziționa atât cât dorești, atât cât consumi. Fiecare produs are o etichetă, are un mod de utilizare prin care informăm clienții să-l respecte. Avem un preț corect și o calitate extraordinar. Momentan ne aflăm în unul din magazinele noastre din sectorul Poșta Veche, dar ne găsiți în mai multe sectoare din Chișinău, la fel ne găsiți în toată Republica Moldova, acum ceva mai nou, ne-am și extins în regiunea Transnistriană. Continuăm discuția alături de Alexandru Bălțătescu. Bună seara, binevenit! Bună seara, vă mulțumim pentru invitație! Cu mare drag și chiar o să te rog să ne povestești un pic despre acest concept, pentru că, da, am aflat câte ceva din acest reportaj, dar totuși, la modul practic, deci, vine omul de acasă, cu ce? Își ia de acasă recipient sau ce are nevoie în ce vrea să pună detergentul? Sau cum funcționează? De fapt, avem două tipuri de reumplere. Și anume, da, încurajăm foarte mult clienții noștri dacă vin de acasă cu propriul recipient, fiindcă prin această metodă, practic, reciclăm plasticul, reciclăm ambalajele. Sau, dacă clienții noștri nu dispun de recipient, îi putem oferi noi un recipient la unul din magazinele noastre Mamatera. Așa, o denumire de altfel, așa ca o paranteză foarte interesantă, denumire care ne duce cu gândul la pământ, la planetă. Asta și ar fi normal, nu? Asta e legătura. De acord. Când eram la începutul acestui proiect, clar că în primul rând ne-am gândit la brand și cum va suna el și am decis să alegem... Te întrerup doar o secundă, te rog să iei microfonul, că avem la barieră, nu se aude bine. Așa, da. Când eram la începutul acestui proiect, desigur că în primul rând am gândit cum să denumim brandul nostru și da, am ales aceste două combinații de cuvinte care cu siguranță nu se uită, Mama și Terra. Terra, desigur, l-am folosit cu un scop prin care, într-adevăr, încurajăm reciclarea plasticului, deci e un beneficiu foarte mare pentru Terra. Cu toții știm în ce etapă ne aflăm în ziua de astăzi, ce ține de plastic. Până la urmă, da, planeta asta e mama noastră. Cam asta e metafora. Cât de mult ajutăm noi planeta prin faptul că nu alegem de fiecare dată recipiente de plastic? Probabil că v-ați gândit la asta atunci când ați lansat un asemenea concept. Da, sigur. În primul rând, eu personal și colegii mei ne-am gândit că dăm foarte mulți bani pe produse ambalate, care până la urmă recipientul ajunge exact în coșul de gunoi. Și am zis, haideți să schimbăm ceva, cel puțin să contribuim și noi cât de puțin posibil la reciclarea și reutilizarea plasticului. Și ca să fie clar pentru cei de acasă, ce fel de produse poți găsi în unul din magazinele voastre? În magazinele Mama Terra, momentan avem peste 40 de poziții pe care le comercializăm la robinet. Avem cam tot necesarul ce ține de curățenie acasă, de îngrijire rufe și, desigur, de îngrijire personală. Avem de la șampoane antimătreață sau păr vopsit până la detergentul pentru covoare sau praful magic, cum îi spun clienții noștri, la percarbonat. Avem un praf, un elbitor, cu ajutorul căruia petele nu sunt o teroare pentru dispar petele. Asta sună foarte interesant. Ziceai în reportaj că produsele sunt aduse de la Iași. Unde sunt făcute ele? Da. Toate produsele noastre, Mama Terra, sunt fabricate de noi, în Iași. Și desigur că le importăm în Republica Moldova, unde și le comercializăm. Este foarte important să menționez că noi suntem producători și fiecare produs comercializat în magazinele noastre este de fapt produsul nostru, certificat, testat de brandul Mama Terra. Încă un aspect foarte important, toată materia primă care o folosim în producție este achiziționată din Germania. Germania. Acum,
când vine vorba de detergenți, despre îngrijire, produse de îngrijire personală, cum ar fi șampoane, nu știu, gel de duș și așa mai departe, probabil mulți dintre noi, nu chiar fiecare, se obișnuiește cu anumite branduri, știi? S-au obișnuit cu detergent de vase din gama aia sau cu un detergent pentru rufe de acela și așa mai departe. Există posibilitatea asta de a veni în magazin, de a testa și te uiți așa la robinet. Nu văd cutia aia pe care scrie mare și strălucitor, nu știu ce. Parcă confortul personal poate fi nu același. Există posibilitatea de a veni, a lua puțin, a testa, după care te întorci dacă îți place sau cum se face? Desigur, putem oferi și o cantitate mai mică pentru test, pentru a testa oricare din produsele noastre, dacă clienții noștri vin cu recipientele lor de acasă. Practic își pot face plinul atât cât doresc, atât cât consumă. Aici avem iarăși un aspect foarte important și dacă vorbim tot de ambalaj și de etichetă, menționez încă o dată că până la urmă ambalajul ajunge la coșul de gunoi. Noi la fel avem etichete care se lipesc pe fiecare recipient, fie el al nostru sau al clientului, unde avem un mod de utilizare pentru o utilizare corectă. Noi nici nu zic că este o chestie psihologică până la urmă, de care s-au folosit industriile mari cu aceste etichete mari și așa ca să-ți rămână acolo. Dar e un instrument de marketing până la urmă care a mers. Acum vine o altă eră, vedem ce o să funcționeze mai departe. Bun, unde vă găsește lumea? Dacă vorbim despre Republica Moldova, ne găsesc peste tot. Cred că am acoperit deja în ultimii 2 ani cam toate centrele raionale, inclusiv toate centrele raionale din Republica Moldova, inclusiv orașul Chișinău. Suntem în mai multe sectoare. Suntem și în regiunea transnistriană. Acum recent ne-am deschis și mai avem proiecte noi. Unul care urmează să fie aplicat pentru Olanda, deci în aproximativ 10 zile ne deschidem și în Olanda și desigur că avem magazine și în România. Deci, cu siguranță, putem vorbi deja de brandul Mama Terra la nivel internațional. Internațional. Și pentru cei de aici din țară, nici măcar nu e nevoie să vii la Chișinău ca să ajungi într-un magazin. Dacă sunteți peste tot, asta e... Putem comod și livra online, da, la domiciliu. Aici voiam să ajung. Suntem într-un secol în care toată lumea face comandă la un click distanță și e o comoditate cu care ne-am cam obișnuit. Unde sunteți pe net? Cel mai des comunicăm cu clienții noștri pe Instagram, mamatera.md, sau Facebook, mamatera.md. Sau e suficient să intrați pe Google, să dați un search și cred că puteți găsi tot ce aveți nevoie. Din toată gama asta de produse, care sunt cele mai preferate până acum? Care prind cel mai bine? Sincer să vin de tot. Din motiv că noi alegem doar produse care se vând. Nu avem intenția de a îngheța careva produse sau materii prime, pur și simplu să fie pe raft. Cel mai mult se vând produsele pentru curățenie, desigur, și îngrijire rufe, ca detergenții pentru rufe și acele balzamuri pentru rufe. La fel, top vânzări, îl avem și praful magic despre care am discutat, percarbonat se numește. Te iartă-mă că de fiecare dată rând când spui expresia asta, dar la noi se asociază un pic cu altceva, dar noi, da, am înțeles. Clienții au făcut. Există diferite tipuri de praf magic. Cât de des se actualizează sau până la urmă astea nu-s colecții de haine, știi, să vii cu sezonul de toamnă, în vară, cât de des să lansați produse noi? Odată la 2-3 săptămâni lansăm minimum produs nou. Desigur că studiem piața, avem un feedback de la clienți și în urma acestei informații venim cu ce ne cer clienții noștri. Spre exemplu, săptămâna trecută în ajun de Paște am lansat un balzam pentru rufe, nou un balzam premium. Săptămâna viitoare lansăm un săpun cremă nou. Deci cam o dată la 2-3 săptămâni venim cu noutăți, suplinim gama noastră de produse și anume la robinet. Foarte des. Mă așteptam, știi cum, sunt niște produse pe care totuși, dar uite că v-ați gândit la asta. Bun, dacă e să facem o concluzie, din ce ai observat, din ce ați observat voi, echipa voastră, se obișnuiesc moldovenii cu un astfel de concept? E mai greu să ajungă la urechile și pe înțelesul tuturor? Sau e ok? Nu este greu deloc.
avem peste 30 de magazine, doar din motivul că clienții noștri se obișnuiesc rapid cu această nișă și ne încurajează foarte mult. De fiecare dată, la fiecare deschidere, suntem practic lăudați și avem curaj să mergem înainte după feedback-urile clienților noștri. Deci sunt super familiarizați poporul din Republica Moldova, cât și din România, cu acest concept. Alexandru, mulțumesc frumos pentru discuție. Ai și un mic cadou de la partenerii noștri. Multă baftă îți doresc. Mersi. Vă mulțumesc frumos. Și noi îți mulțumim. Iar noi continuăm. Cum să-ți îmbraci copilul la o nuntă? Soluția este de a combina eleganța cu confortul. Așa cum fetițele îți doresc să arate ca adevărate prințese, este important să ținem cont de câteva reguli pentru a asigura confortul copilului pe parcursul evenimentului. Despre tendințele din acest an, dar și câteva sfaturi, cum îmbraci mițile prințese la evenimente, aflăm din reportajul ce urmează. Care an, mămicile țin cont de tendințele care sunt în vogă, atât pentru ele cât și pentru fetițe. Anul acesta pun accent mai mult pe ele, mai puțin se poartă ținutele mamă-fică, își doresc ca copiii să iasă în evidență. Tocmai de aceea se pun accent pe rochile cât mai bufate. Apropo, un element care eu l-am văzut la mămicile noastre este faptul că ele își doresc ca fetițele lor să iasă în evidență cât mai mult, tocmai de aceea aleg rochii personalizate. Atunci când alegem ținuta pentru fetițe, ținem cont de evenimentul la care mergem. Dacă este o nuntă sau un eveniment mai specific unde se poartă nuanțe de alb, atunci alegem o rochie din stofa rochiei de mireasa, mirese propriu zise. Facem așa o combinație frumoasă și adăugăm cristale. Cel mai des se adaugă cristalele Swarovski pentru că ele strălucesc foarte mult și în rochile noastre la fel se întâlnesc cristalele Swarovski. Sau alegem câteva elemente de ca o pată de culoare. De exemplu, fundițele le facem de o culoare, de exemplu, roz pastelat și la fel ea iese în evidență. Dacă este vorba despre zi de naștere, atunci se aleg petrecerile tematice și noi realizăm pentru fiecare copil în parte, în dependență de tematica care o are, alegem culoarea rochiei și la fel câteva elemente decorative reprezentative, coronițele și așa mai departe. Pentru nunțile mai puțin sofisticate și cele mai minimaliste, se aleg rochile în nuanța rochiei de mireasă, doar, de exemplu, o stofă micado foarte finuță, foarte pastelată, așa. Fără decor pe roche, rochia curată, rochia ținută a formatul A și mânuțele foarte puțin bufate. Dar totuși cel mai des se pune accent pe un decor foarte specific, așa. De exemplu, în spatele meu puteți vedea câteva rochii care sunt realizate, de exemplu, dacă petrecerea fetiței este primăvara anul acesta. Ca să nu facem rochile cu foarte multe flori și aplicații, ceea ce eu nu prea recomand, de exemplu, aici am ales rochii, cristalele Swarovski și le-am repartizat ca niște floricele colorate pentru a crea o ținută foarte elegantă, dar într același timp foarte stilată. Și la fel am ales un accesoriu pentru cap în aceeași stilistică și rochia a ieșit impecabil. Deci, dacă este o nuntă și ne dorim să alegem o rochie albă, dar, de exemplu, mama poartă o rochie roz pastelat, foarte finuță, copilului putem realiza, de exemplu, o rochie albă și cu un element care la fel nu facem aplicații, dar fiecare cristal o coasem individual, pentru ca acest decor să nu mai fie repetabil și ca copilul, într-adevăr, să fie într-o ținută unic. Partea bună a lucrurilor când facem decor este că să repetăm un decor identic este practic imposibil. Rochiile mereu vor arăta diferit. Ca micile prințese să se simtă confortabil, este important să optăm pentru o stofă naturală. Dacă avem un eveniment precum nuntă, alegem o stofă micată pentru că ea este foarte ușoară. Neapărat căptușeala trebuie să fie din bumbac natural ca copilul să nu transpire și tiulul trebuie să fie cel mai finuț posibil, la fel ca să nu deranjeze copilul. Dacă alegem un eveniment și, de exemplu, mamele acum mai mult optează pentru acest atlas, pentru că el cade frumos, el strălucește. Atunci la copil, la fel, putem să alegem, ea este o stofă mai grea, dar creează efectul acesta de prințesă, ceva mai regal cum ar fi.
La fel aici avem, uite, un decor, de exemplu, foarte minimalist. Dacă mama pe rochie poate să-și permită un decor mai complicat, la copii alegem doar un accent, o pată de culoare și, de la fel, aici avem ceva foarte frumos și foarte rafinat. Atunci când avem evenimentele afară, eu recomand cel mai bine țesăturile foarte finuțe, foarte legere, de exemplu, un rochile chiar din bumbac natural absolut, să aibă ceva, un print pe ele, foarte bine și foarte potrivit. Cea mai bună, cred eu, recomandare care pot să dau este să alegem pentru copii culori pastelate, culori finuțe, pentru că ei sunt foarte micuți și atunci când alegem un roșu agresiv, un verde agresiv, un smarald, copilul automat îl vedem mai în vârstă decât el este de fapt. Și atunci alegem alb, roz pudrat, persic, un verde așa foarte finuț, garden și cam atât. Они очень удобные, и они очень красивые. Я себя чувствую как принцесса в этом платье. Он плачет о рокице, как на столе, как Барби. Аша, арецка у адеварата Барби, да? Да. Emisiunea noastră se încheie aici. Mâine mergem într-o lume răpitor de frumoasă. Коралловые меняют цвет, они идут коралл, потом идут бежевый, белый и прям до белого-белого цвета. То есть года в год тенденции, мода и эстетика букетов, она меняется. Где он здесь информации, который снял дукаша букеты марди флори? Моя женщина достойна всех цветов мира. Care sunt tendințele din acest sezon, dar și cum trebuie să ai grijă de florile tale, afli astăzi la O seară perfectă. Așadar, ne revedem mâine la ora 18. O seară perfectă în continuare. La revedere!